Nu are absolut nicio legătură faptul că suntem mame, trebuie să fim mai puțin femei. Însuși, faptul că suntem mame certifică că noi suntem femei și că suntem unice și că doar noi putem să facem asta și să nu uităm ce înseamnă să fii femeie. Femeia este mamă, este partener de viață, femeia este prietenă, femeia este fică la rândul ei și așa mai departe. Femeia este soție, desigur. Așadar, cele două roluri, dacă vrei să le numim roluri, nu au nicio legătură sau nu se exclud. Cele mai multe dintre noi procedăm în acest fel. Nu știu dacă e greșit sau nu, însă avem tendința de a neglija tot în jurul nostru, de grija copilului, puiului nostru. Însă nu este neapărat uh, o rețetă câștigătoare. Uh, vin și spun din nou că este important pentru copilul nostru ca noi, ca mame, ca femei, să fim bine. Așadar, nu putem exclude. Întâi de toate, înainte să fim mame sau orice altceva, noi suntem femei. Trebuie să fim frumoase, deși acest cuvânt trebuie este foarte dur. O femeie este frumoasă pentru că este femeie. Și nu trebuie să pierdem niciodată din vedere acest lucru. A fi frumoasă nu cred că are legătură neapărat cu timpul, cu banii, cu statutul social. A fi frumoasă vine din tine și iarăși mă întorc la subiectul meu preferat și spun că ești frumoasă atunci când ești iubită, atunci când iubești și implicit toate lucrurile merg bine în jurul tău. Atunci ești frumoasă, nu ai nevoie de bani mulți să fii frumoasă, ai nevoie doar de tine. În momentul în care noi ne pierdem pe noi ca persoane, ca femei, ne pierdem și ca mame, ca prietene, ca partenere, ca soții și așa mai departe. În continuare spun și cred foarte mult în, în acest subiect că iubirea schimbă tot în jurul nostru. Și atunci compromisul cred că aici vine. Noi uităm să ne mai iubim pe noi înșine și acesta nu este un clișeu absolut deloc, este un adevăr. Cei care spun asta sau scriu cărți sau um, fac uh, parenting sau ne învață și sunt life coach și așa mai, mai departe, dincolo de clișeele acestea pe care le întâlnim peste tot, este un adevăr. Cred că frumusețea vine din noi și nu trebuie să uităm niciodată cum să fim frumoase astfel încât să putem da mai departe copiilor noștri, în special fetelor, aici vorbim pentru mămicile de fetițe, cum, să le, cum le învățăm să fie frumoase.